Bine ați venit la TV Break. Astăzi vorbim despre branding, despre branduri și despre brandul de țară, care aparent este inexistent. Discover the land of parties and electrifying music festivals. Romania never sleeps and never tires. We love sports and we go for top performance. The first number one in the history of tennis is Romanian. Please visit Romania. For me, Romania is number one. We have everything in the world. You have all the time in the world. Come to Romania. Brandul este acea parte emoțională a unui produs. Să zicem că vindeți Adidas. Dacă Adidas și dumneavoastră ne vor face câștigători de fiecare dată, ați putea să-i denumiți Victory. Sau, dacă nu, chiar zeița victoriei, adică Nike. Brandingul te poate ajuta să te diferențiezi pe o piață din ce în ce mai globală și, în același timp, să faci cumpărătorul să aleagă produsul tău în defavoarea produsului de la concurență. Și asta doar pentru că își dorește să iasă învingător. Dar mai multe despre tot ce înseamnă brand și branding ne povestește un brand innovator. Haideți să urmărim! Vorbim despre branduri, vorbim despre produse care primesc, pe lângă beneficiile funcționale, primesc niște beneficii emoționale. Ce înseamnă chestia asta? Încercăm, practic, să asimilăm brandurile ca fiind niște ființe. Și de aici, practic, și povestea brandingului sau de ce este nevoie de branding. Adică de a adăuga aceste beneficii emoționale produselor care au doar niște beneficii funcționale. Adică această pâine mă face pe mine să mă hrănesc. Dar pâinea de la brutăria, care are nu știu ce poveste, care e făcută cu nu știu ce ingrediente, cu rețeta de la bunica, e deja acel next level. Și eu îmi trezește mie niște sentimente de nostalgie, pentru că mi-aduc aminte de bunica. Tot felul de lucruri care pot trece la nivelul următor, adică adaugă emoție. Deci, de ce avem nevoie de branding? Pentru că plecând de la produs, trebuie să adăugăm niște elemente care să vibreze cu noi oamenii. Și de aici, procesul de branding trebuie înțeles în felul următor. Pe de o parte, este procesul pe care antreprenorul sau executivul trebuie să îl parcurgă pentru a aduce aceste beneficii emoționale în brand, să creeze niște experiențe în niște puncte cheie în procesul de achiziție, pe pâlnia aia, pe funnel-ul de achiziții. Pe de altă parte, este vorba despre cum comunică. Deci odată articulăm ce este brandul pentru audiența căreia te adresezi, pe de altă parte este cum anume comunică brandul respectiv cu audiența sa. Articulare și apoi comunicare. Una fără alta nu se poate, dar prima este fundația. De ce este important brandul? Pentru că până la urmă putem să funcționăm și cu produse, nu? Pe perioada noastră, eu în copilărie și în adolescență, am crescut foarte mult cu branduri Angro. Nu trebuia, stăteam la rând oricum. Pentru că astăzi este foarte multă competiție și brandurile, asta este singura lor șansă să vorbească la raft, chiar și atunci când nu există spotul, chiar și atunci când nu există antreprenorul să-l laude, chiar și atunci când muncitorul care a trudit la el nu există acolo ca să spună câte lucruri minunate a făcut pentru rețetă sau pentru ambalaj sau pentru produs în sine.
backstage importanța brandurilor și poate că mai mult decât pentru brandurile multinaționale, importanța brandurilor românești. Da? De ce? Pentru că brandurile de afară vin deja cu o imagine, ele nu fac altceva decât să comunice. Brandurile românești au nevoie în primul rând de această articulare. Și articularea asta pare că nu e nevoie de ea, pentru că oricum piața va cere produsul nostru. Nu, este nevoie. Este nevoie de o articulare așa cum este nevoie de o fundație a unei case. Dacă brandul nu este articulat și vine, nu știu, un competitor, un factor extern de orice fel, o pandemie, whatever, dacă eu nu mi-am creat o nu mi-am definit și nu mi-am creat o relație cu audiența mea, se duce la vale toată construcția. Dacă eu am deja aceste atribute bine articulate și ele sunt relevante pentru audiența mea, atunci, chiar și în perioadele, hai să nu le zic de criză, perioadele economice mai dificile, brandul meu va comunica, audiența mea își va dori să fie în apropierea brandului meu, pentru că el îi dă ceva mai mult, îi dă pe lângă produsele, pe lângă funcțiunile sale, calitățile, proprietățile organoleptice și așa mai departe, aduce o poveste, aduce o apartenență la o comunitate. Iar noi oamenii suntem sociali și vrem să facem parte dintr-o comunitate. De aici importanța brandingului. Brandul de țară este ceva foarte important într-o economie globală. Gândiți-vă că în momentul în care cumpărați un produs made in România, pe lângă faptul că ajutați niște muncitori care au lucrat să o ducă mai bine, ajutați și această țară să cheltuie niște bani pentru dumneavoastră, cum ar fi în infrastructură sau servicii medicale sau învățământ sau pensii speciale. Cum România nu prea are un brand de țară, produsele românești nu prea au succes în afară. Asta cu mici excepții. Poate nu au succes nici la noi în țară și asta pentru că se luptă cu niște branduri create în exterior care vin deja cu un branding foarte bine lucrat și care știu exact ce parte emoțională să ne atingă pentru a fi cumpărate. Mergem înapoi la brand innovatorul nostru pentru a ne explica de ce e bine să avem un brand de țară puternic și de ce produsele românești ar trebui să fie mai bine branduite. Brand românesc e o întreagă dezbatere. De ce? Pentru că poți să-ți pui o serie de întrebări. Brand românesc este rețeta, este numele, este locul unde se produce, e vorba despre oamenii care lucrează pentru acel produs. Ce este brandul românesc? Și atunci, în momentul, în teorie, se vorbește despre brandul țării în care a fost produs sau pur și simplu se vorbește la nivel general. Adică, dacă vorbim, de exemplu, despre, dacă luăm categoria de lactate, mai sunt foarte puțini jucători foarte mari în România care mai sunt deținuți de companii românești. Foarte mulți sunt străini, francezi, olandezi și așa mai departe. Însă dacă ne întrebăm dacă, nu știu, Covalact sau Dorna sau știu eu ce alt brand din lactate este românesc, ar trebui să ne gândim și la următoarele chestiuni. Cine lucrează pentru acel brand? Forța de muncă este, sunt români sau nu? Ingredientele sunt de aici sau nu? Nu vreau să răspund la întrebarea asta, pentru că nu știm. Numele.
Cred că atunci când vorbim, din nou mă întorc la definiție, despre branduri, vorbim despre poveste. Dacă tu, brand, mi-ai livrat că ai o poveste românească, eu voi defini brandul pe baza atributelor emoționale, nu neapărat pe baza atributelor funcționale, adică rețetă, cine face, ce este, unde se produce și așa mai departe. Și cred că într-o economie care, iată, globalizarea, digitalizarea vin toate peste noi, cred că e important să vorbim despre branduri care sunt relevante și nu neapărat cât de important este un brand românesc. De ce este important să cumpărăm de la antreprenorii români? Este esențial să cumpărăm de la antreprenorii români pentru că se întorc banii în țara asta, în dezvoltarea ei, pentru că se consumă mai puțin combustibil pentru logistică, pentru transport. Sunt foarte multe motive pentru care avem suficiente motive pentru care să consumăm branduri românești și îmi place să cred și văd treaba asta de niște mulți ani buni, că există această tendință de a ne întoarce la brandurile românești sau brandurile cu care, să zicem, eu și generația mea a crescut. Acum și brandurile românești trebuie să se adapteze și să vadă cine este audiența mea, mi-o împrospătez, mi-o reîmprospătez, ce canale consumă, de unde își iau informația și acolo să fiu. Pentru că dacă eu vreau să fiu un brand relevant pentru, nu știu, liceeni, atunci probabil că trebuie să mă duc pe Instagram și pe TikTok. Dacă eu vreau să fiu un brand relevant pentru generația 40+, atunci trebuie să mă uit de unde își ia informația acel consumator. Și așa stai în permanență în conexiune. Dar dacă vorbim efectiv despre articularea brandului, nu despre comunicarea lui, pentru că în brand și în brand management există aceste două bucăți foarte importante. Odată articularea brandului, cum îl definesc și pe calea aia merg în continuu, adică platforma de brand sau fundația de brand îmi arată tot timpul nordul, e ca o busolă. Și partea cealaltă, după ce mi-am definit care este nordul și pe unde o iau, să nu o iau pe arătură în stânga, în dreapta, după aia încep să fac brand management, adică încep să comunic. Pentru că una fără alta nu există. Sunt foarte mulți antreprenori care gândesc că dacă vin la agenția de branding, agenția de branding le face acest brand frumos și dintr-o dată ei vor avea un brand. Nu, noi articulăm brandul, dar ei trebuie să comunice mai departe acele atribute către audiența respectivă. Altfel, e ca un pianist care cântă în casa lui și cântă minunat, mirobolant, și ce te faci, nu știe nimeni de el. Și cu totul altceva când pianistul nostru merge la Ateneu și cântă pentru o sală de 700 de persoane. Și dintr-o dată îl aplaudă toată lumea, nu doar familia. Care lansezi un produs, se presupune că ai identificat nevoia și că poți să te duci în piață pentru că oricum se va vinde. Și e posibil ca uneori chiar să funcționeze chestia asta și să nu fie nevoie să investești timp și resurse de toate felurile. Pentru că în branding e nevoie de resurse, e nevoie de timp ca tu, antreprenor, să vorbești cu agenția, e nevoie de resursă umană, îți trebuie un project manager, și de buget, da, care să acopere cheltuielile legate de treaba asta. Dar ce te faci când vin tot felul de presiuni externe și te afectează și tu nu ai brandul definit? Și atunci poți să-ți îngropi brandul din fașă, dacă lucrul ăsta se întâmplă foarte repede. Poate fi o legislație, poate fi un competitor foarte mare care intră peste tine, pot fi factori foarte, foarte mulți. Ce poți să faci este să începi să asculți ce trebuie să faci de la început, să iei startul cu dreptul și să îți definești tu cine vrei să fii, cum să câștigi piață,
în comparație cu ceea ce există în piață în momentul în care tu intri. Și aici v-aș da exemplul care e legat de brandul de țară. Nimeni nu are, nicio altă țară nu are un interes pentru România să aibă un brand de țară bun. De ce? Pentru că noi ca brand de țară suntem în competiție globală cu multe alte branduri de țară. Pe toți cei 5 vectori pe care îi are un brand de țară. Da? Pe partea asta de produse de export, pe turism, pe politici. Da? Deci toți își doresc, toate țările își doresc să aibă o imagine foarte bună. De ce? Ca să atragă capital, nu? Pentru bunăstarea țării, pentru creșterea PIB-ului, să atragă investitori. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul în care un brand de țară nu are o imagine foarte clară. Și vine un scandal de orice fel, lucruri care se întâmplă cu români, accidente poate uneori, cu români în Italia, cu titluri care țin pagini sau platforme digitale zile întregi, săptămâni întregi. Practic, în momentul în care nu ai definit un brand cu niște atribute foarte clare și noi chiar avem ce arăta, țara asta e plină de resurse. Are ce spune despre istorie, despre moștenire, despre turism, despre ce oameni minunați avem. Și nu vorbesc numai de vârfuri. Noi ca oameni suntem foarte, ne dăruim foarte ușor. Suntem foarte dedicați. Avem foarte mult potențial, dar faptul că noi nu ne apreciem și noi nu comunicăm în exterior asta despre noi, se întâmplă următoarea situație. Vine un element negativ, extern, pe care noi nu prea îl putem controla, că o țară nu-și poate controla toți cetățenii ce fac în România sau afară, corect? Și atunci suntem etichetați pe fondul acestei lipse de atribute pozitive, primim aceste ștampiluțe care nu ne onorează. Sunt și multe care ne onorează, dar de ce astea negative se impregnează mai ușor? Pentru că mentalul colectiv, indiferent din ce țară, nu vorbim de mentalul colectiv românesc, nemțesc și așa mai departe, creierul nostru are tendința să asculte și este mult mai receptiv la știrile negative, a se vedea ratingurile știrilor de la ora 4 sau 6, nu mai știu. În fine, deci ideea este că dacă noi nu ne branduim, ne vor brandui alții și posibil nu în favoarea noastră, ci în defavoarea noastră. Și repet, noi suntem într-o piață concurențială cu alte țări și este doar rolul nostru să facem treaba asta. Poate că este rolul și al nostru, al agențiilor de branding, să facem puțin mai mult lobby. Trebuie să existe și o deschidere mult mai mare din partea autorităților. Poate că și rolul vostru, media, este să scoateți și voi cu emisiunea asta. Chiar faceți, pentru că antreprenorii și brandurile românești sunt unul din acei vectori importanței brandului de țară. Până data viitoare, gândiți-vă și la brandingul personal. Pentru că și acesta contează. E mai bine să-ți creezi singur un brand decât să fii branduit de concurență. Enjoy!